În ședința de ieri a Consiliului Local de Vale și de Veni au aprobat instituirea unei taxe speciale de promovare turistică, ce va fi încasată de primărie începând cu anul viitor. Taxa are o valoare de 1% din tariful de cazare al fiecărei persoane și este în concordanță cu legislația în vigoare privind înființarea organizației de management al destinațiilor, adică OMD deva. Toate orașele din România aplică această taxă. Plătesc turiștii, nu plătesc societățile comerciale. Investițiile care se fac în Deva se fac cu bani, cu mulți bani. Și din bugetul local, nu doar din fonduri europene sau guvernamentale. Ne-am adaptat și noi exact cum s-au adaptat și alte orașe. Pe unde mergem plătim această taxă, a motivat edilul vei Florin Oancea inițierea taxei pe turiști. Administrația locală intenționează să investească banii colectați de la hotelieri în promovarea turistică a municipiului Deva, însă, pentru asta, conform legislației în vigoare, administrația trebuie să înființeze OMD Deva. Prin noua legislație din acest an, taxa va fi obligatoriu vărsată organizației de management a destinației DEVA, organism pe care primăria trebuie să-l înființeze cât mai curând. Fiind un parteneriat public-privat 50-50%, agenții economici care colectează și varsă această taxă la bugetul local vor controla modul în care banii încasați sunt cheltuiți, a menționat pe pagina sa de socializare și Lucian Stanciu, vicepreședinte al Federației Patronatelor din turismul românesc. În luna iunie a acestui an, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care reglementează înființarea și operaționalizarea OMD-urilor. Reforma a turismului așteptată de 12 ani rămâne de văzut dacă administrația locală va opta pentru varianta adoptată de guvern sau va prefera să lucreze prin propria firmă de promovare înființată în urmă cu ceva timp.